Bună ziua! Și bine ați venit la lucrările ședinței Consiliului Local din 28.2017, ședința ordinară, convocată prin dispoziția primarului numărul 195 din 8 octombrie. Ședința este legal constituită, suntem în prezența majorității membrilor Consiliului Local și își poate desfășura lucrările. Înainte de a trece la votarea ordinii de zi, aș dori să supun spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare din 28 septembrie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Pentru buna desfășurare a lucrărilor, aș dori să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Domnul Căreușu? Da, dar să stăm în încăpere. Propun pe domnul Niță Mitică, domnul consilier Niță. Da, alte propuneri? Atât? Bine. Cine este pentru domnul Niță Mitică, președinte? Împotrivă? Se abține cineva? Da. Domnul Niță, îi dați domnul Niță un pic materialul. Aveți convocarea și vă doresc succes. Mulțumesc pentru încrederea pe care ne-o acordat-o. Azi, la ședința din 13.10.2007, pentru data de 20.2.2010, se convoacă Consiliul Local Comunei Strugari în ședință ordinară, care va ține în sala de ședință a Consiliului Local cu următoarele proiecte ale ordinii de zi. Proiectul 1. În ordinii de zi avem 8 proiecte. Proiectul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de 3605 metri pătrați, identificat în T1754-84-1, din domeniul privat în domeniul public al Comunei Strugari. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind decontarea călătoriei pe mijloace de transport ale cadrelor didactice pe luna septembrie 2017. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiect și a notei conceptuale la obiectivul de investiții alimentare cu apă și canalizare în Comuna Strugari. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții alimentare cu apă și rețea de canalizare în Comuna Strugari, județul Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții. Restaurarea, reparații, construcții, grup sanitar și centrale termică, școala gimnazizală, Pietricica, Comuna Strugari, județul Bacău. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții. Construirea grădiniței sat Pietricica, Comuna Strugari. Punctul 8. Informarea Școala Gimnazială Strugari privind activitatea desfășurată în anul școlar 2016-2017. Punctul 9 divers. Astea au fost punctele de așa. Dacă mai aveți la ordinea de zi, dacă mai aveți alte... Mai este un proiect de coordonare de care am HRM în septembrie, de la VIS,
Supunem la vot ordinea de zi. Nu, nu, a vorbit cu mine. Cine este pierdut? S-a obținut cineva? Așa, de la întrebare, nu? Eu aș propune, pentru că ultimul punct al ordinei de zi este informarea, să prezinte ca să plece, doamna directoare, informarea și discuții la punctul 8 al ordinii de zi, urmând ca noi, în cadrul Consiliului Local, să discutăm celelalte proiecte. Da, da, da. Cine este pierdut? Da. Da. Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Încă o dată se dovedește faptul că dumneavoastră reprezentanții Consiliului Local sunteți interesați de școală și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul pe care l-ați acordat constant copiilor din Școala Generală Studiată. Înainte de a trece la informarea propriu-zisă, vreau să vă aduc la cunoștință că aceasta a fost efectuată ca urmare a elaborării raportului privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2016-2017, care a fost discutat și avizat în Consiliul Profesoral al Școlii și aprobat în Consiliul de Administrație al Școlii. Acesta este un document public, se găsește pe site-ul școlii www.școala-studiat.ro la secțiunea Documente Manageriale. Documentul cuprinde în jur de 100 de pagini și prezintă detaliat toată activitatea din Școala Studiat pe toate domeniile. Ceea ce vă prezint eu astăzi este o sinteză a acestui raport referitor la activitatea desfășurată în anul școlar 2016-2017. Dacă îmi permite să stau jos. Misiunea școlii noastre, la care facem referire și în anul școlar curent, este aceea de a forma un absolvent care să poată face față societății care este tot timpul în schimbare. De aceea, școala oferă șanse egale pentru educație și cultură, încurajează competența și performanța și valorifică aptitudinile native ale elevilor folosind spiritul pragmatic. Viziunea școlii, rațiunea de a fi a școlii noastre, este copilul și formarea sa pentru viață. Tocmai de aceea ne-am propus și tot ceea ce facem se subsupune acestor propuneri, elevii să-i autoformăm, să-i tratăm individual, școala să fie o poartă deschisă spre comunitatea locală, ceea ce implică familia, iar cadrul didactic, dintr-un supraveghetor, să devină un partener al elevilor, adaptându-ne permanent la nevoile copiilor. Misiunea și viziunea școlii am încercat să o redăm într-un motto care este asumat de tot ceea ce înseamnă școală, componență și parteneri și cred că reflectă foarte bine rațiunea noastră de a fi. Dă-i unui om un pește și va avea ce mânca o zi. Învață-l pe el să pescuiască și va avea ce mânca toată viața. Este un citat al unui chinez. Cred că exprimă destul de clar rațiunea școlii, să învățăm copiii să se descurce în viață. Pornind de la analizele care le-am făcut la nivelul școlii, ne-am propus 4 ținte strategice. Prima, creșterea calității actului educațional prin eficientizarea metodelor de predare, folosind accesul la informație și utilizând noile tehnologii, cu scopul de a forma elevi compatibili cu societatea informatizată și cu practicile sistemului actual de învățământ. A doua țintă strategică, interacțiunea școlii cu mediul social, cultural și economic și transformarea școlii în centru de resurse educaționale și de servicii oferite comunității. Cea de-a treia țintă, reconsiderarea managementului la nivelul școlii și mai ales la nivelul clasei, în vederea egalizării șanselor la educație pentru toți copiii. Ținta numărul 4, crearea unui climat de siguranță fizică și spirituală în școală, educarea în spiritul disciplinei și respectului reciproc. Toate acestea am încercat să le realizăm folosind următoarele resurse.
în primul rând, în centrul activității noastre sunt elevii. De aceea încep cu datele statistice despre elevi. În anul școlar 2016-2017 am avut un număr total de 288 de elevi, din care 66 preșcolari, 115 la învățământul primar și 107 la învățământul gimnazial. Comparativ cu anul școlar curent, observați că numărul se menține 288, numai că structura este puțin diferită, numărul mai mare de elevi în acest an școlar fiind 141 la primar, cum se observă și din graficele respective. Toți acești elevi au fost organizați în următoarele structuri. Am avut 3 grupe de grădinițe și total număr de clase 16, incluzând 7 la primar și 5 la gimnazial. Unul din punctele slabe ale activității noastre în toată școala o reprezintă învățământul simultan. Și dacă vă uitați pe acest grafic, observați că din cele 16 clase, 6 de la învățământul primar sunt simultan, 3 de la învățământul gimnazial sunt simultan, iar grupele de grădinițe de asemenea reprezintă învățământul simultan. Un alt punct sensibil o reprezintă situația elevilor navetiști. În anul școlar 2016-2017, din total 288 de elevi, am avut navetiști 142. Repartizați astfel, 22 la grădiniță, 81 la primar, 39 la gimnaziu. Dintre aceștia, 104 la școala Strugarie, 38 de elevi navetiști la școala gimnazială Petricica. Numărul foarte mare, vedeți, jumătate de elevi care fac naveta. Situația absențelor pe nivelul și pe structuri. Total absențe în anul școlar trecut a fost 3.396, din care motivate 1.158. Din păcate, numărul celor nemotivate este mai mare, dublu, 2.238. Numărul mediu de absențe pe elevi este de 11,79. Cauzele frecvente ale absenteismului. Medicale, învoiri din partea părinților, de multe ori chiar prea dese, chiul de la ore și întârzieri. Acestea au fost cauzele absențelor. Dacă vă uitați în acest tabel, vedeți că ponderea absențelor o deține învățământul gimnazial. Starea disciplinară. În anul școlar 2016-2017, din total elevi primari și gimnaziali respectiv 222, la care li se încheie medie la purtare și medie la situația școlară, au fost sancționați prin scăderea numărului la purtare 26 de elevi, un procent de aproape 13%. Dintre care 20 de elevi cu note între 7 și 9, 6 elevi cu note sub 7 și 2 au avut nota purtare sub 6, ceea ce a dus la repetenție. Probabil că știți, dar indiferent de rezultatele școlare la celelalte discipline, nota media anuală sub 6 la purtare duce la repetarea anului școlar. Cauzele acestor note scăzute la purtare au fost în principal absențe nemotivate, conform regulamentului la nivelul întregii țări, la 10 absențe nemotivate se scade un punct la purtare. 10 absențe sunt 10 ore, nu 10 zile. Violență verbală și fizică, comportament disturbator în timpul orelor, implicarea foarte redusă a familiilor, copiilor cu probleme în susținerea demersului educativ al cadrelor didactice. Nivelul sociocultural și tipul familiei elevilor. Numărul de elevi cu unul sau cu doi părinți plecați în străinătate, 36, destul de mult, aproape 13%. Elevii din române declarați, 28 de elevi, aproape 10%. Elevi proveniți din familii dezorganizate, cu accent deosebit pe dezorganizat, 44, aproape 15%. Elevi în clasament familial, 17, în procente 6%. 75% dintre familiile elevilor au un nivel scăzut de educație de 8 sau mai puțin clase. Structura populației școlare pe culte religioase se prezintă astfel. 139 de ortodoxi, 17 romano-catolici și 14 adventiști de ziua 7. Situația școlară referitoare la rezultatele elevilor. Și le am aici puse pe structuri și pe niveluri de învățământ. Ce pot să, dacă doriți, vi le spun pe fiecare, în total, din 223 de elevi au promovat în iunie 197, procentul de promovabilitate 88,3, 20 au rămas coligenți și 6 repetenți, din care 2 cu nota purtare, nota scăzută la purtare.
În septembrie, în urma sesiunii de corigențe, au promovat 217 elevi, în total procentul de promovabilitate fiind de 97,3%. Se observă din acest grafic că ponderea cea mai mare la corigențe o reprezintă tot învățământul gimnazial. Performanțele școlare, deci așa cum vedeți, promovabilitatea 97,3, punctul cel mai câștigat și cel mai important din punctul nostru de vedere este că în anul școlar care a trecut nu am avut înregistrat niciun abandon școlar. Dacă facem referire că am pornit din anul școlar 2015 la 16 elevi în abandon și am ajuns în 2017, anul școlar 2014, la 0 abandon școlar, spune că este unul din punctele forte ale școlii. Pregătirea generală a elevilor se situează la nivelul performanțelor bune în raport cu standardele curriculare actuale și specifice prevăzute de programele școlare în vigoare. Considerând notele obținute de elevi ca un prim indicator al rezultatelor învățării, se constată existența unei forderi importante a elevilor cu medii generale în intervalul 70, peste 71%. Făcând o comparație, o să vedeți mai acuși, cu rezultatele la evaluările naționale, suntem aproape de această pondere, în jur de 7. Rezultatele evaluării naționale în 2017 pe medii și pe obiecte. La școala gimnazială Strugari, total elevi clasa 8 au fost 31, din care au promovat 21, 16 la Strugari și 6 la Pietricica. Am avut 21 de elevi de clasa 8 la Strugari și 10 la Pietricica. La examenul de evaluare națională, procentul de promovabilitate a fost de 90%. Din cei 20 de elevi, 18 au promovat, au luat peste 5. Structura o vedeți, elevi între 8 și 9, 3 elevi, între 7 și 7, 99, 8 elevi, ceea ce vă spuneam, aproape de rezultatul promovării și la celelalte obiecte. La matematică, procentul de promovabilitate este de 50%, știut fiind că matematica este punctul care trage în jos promovabilitatea, nu numai la noi, ci peste tot în țară. Pe procent, în medie, au promovat 60%. Vă informez că la nivel de județ, procentul este undeva de 68%, deci cam aici ne raportăm. Cauzele identificate pentru rezultatele medii la evaluarea națională. Admiterea în ciclu superior al gimnaziului, liceu, școală profesională, nu este condiționată de nota de trecere la evaluarea națională. La liceu intră elevi cu media de admitere 2 și 3. Este suficient să se prezinte, iau unul din oficiu, se face media generală, media de admitere, media claselor 5-8 și avem elevi care au intrat la licee, cu nota 2 și ceva. O altă cauză care poate o să vi se pară cu ierire, dar să știți că produce mari cutremuri la nivelul mentalității elevilor, este aceea referitoare la exemplele proaste din societate, care reprezintă o altă cauză pentru care elevii ajung să nu vrea să mai învețe. Sunt elevi care mi-au zis că nu mai au de ce să învețe, că uite ăla care are vilă și BMW, nu a învățat, ba chiar a rămas repetent și acum o duce mult mai bine ca mine. Sărăcia și dezinteresul față de educație în general sunt cauze pentru care elevii ajung în clasa 8-a nepregătiți pentru acest examen. Elevii care au rezultate slabe frecventează în mică măsură orele de pregătire suplimentară, săptămânale, ore de pregătire pe care le fac în scris, în orar, gratuit, cu profesorul de română, deci matematică, unii vin doar pentru că îi trimit părinții și sunt inactivi. Lipsa unei pregătiri temeinice acasă și neimplicarea părinților în activitatea școlară și una din cauze pe care încercăm de câțiva ani să o diminuăm, dacă nu să o eliminăm, citirea superficială a cerințelor față din foaia de examen. Nu este foarte greu să ținem elevii în sala de examen, pentru că spun că nu interesează. Și atunci, ca să nu apară ca elevii eliminați din examen, încercăm să-i convingem să stea măcar o oră ca să poată să le fie notată lucrarea. Rezultate la concursul școlar. La concursurile școlare naționale, competențe și comunicare COMPER, am avut 3 premii la etapa premiul 1 la etapa județeană și la matematică, 3 premii 1 la etapa județeană la limba română, premiul 1 la etapa națională în comunicare în limba română, premiul 1 la un concurs național de creație plastică Ion Preamă.
Activitatea educativă extrașcolară. Toți dirigenții, învățătoare și educatoare au proiectat activități extrașcolare, spectacole, concursuri, excursii, diverse proiecte educaționale și au valorificat în cadrul acestor activități talentele elevilor și inclinațiile acestora spre diferite activități. S-a avut în vedere atragerea sprijinului părinților, în vederea realizării unui parteneriat real școală-familie. Activitatea educativă s-a desfășurat conform planificărilor calendaristice, cel puțin câte una lunar. Profesorii și dirigenții au colaborat cu profesorii claselor, elevi și cei din Consiliul Elevilor, în vederea prevenirii abaterilor disciplinare. Activitatea educativă în anul școlar 2016-2017 a fost centrată pe formarea la ele a unor atitudini și comportamente cetățenești raportate la valorile autentice. Toate aceste activități pe care vi le-am expus mai devreme s-au realizat cu participarea nemijlocită a cadrelor didactice. În anul școlar 2016-2017 am avut un total de 23 de cadre didactice, toți calificați, dintre care 7 suplinitori calificați. Vreau să vă spun că suplinitor calificat nu înseamnă că omul este pregătit. Avem suplinitori calificați care au și grad didactic 1. 10 profesori cu norme în 3-4 unități școlare. Vă spun din propria experiență că nu este ușor să ai un orar în 3-4 unități școlare. Asta duce la un grad de oboseală ridicat a cadrelor didactice și uneori chiar și la scăderea eficienței lecției. Cadre didactice pe specializări, 3 educatoare, toate calificate, 7 învățători, dacă observați sunt 3 cu gradul 1, profesori 13, din care 3 cu gradul 1 și am avut un pensionar la plata cu ora la muzică. Participarea cadrelor didactice la activități de formare profesională. Cadrele didactice participă la cursurile de pregătire profesională, susținute de specialiștii Institutului de Științe ale Educației, cursuri desfășurate numai în vacanțele școlare și în weekend. Deci din cei 23, toți titularii noștri, 18, au participat la aceste cursuri de perfecționare, care s-au soldat cu 36 de lecții și activități realizate de cadrele didactice participante la aceste cursuri, postate ca surse de resurse educaționale, modele de lecții și de activități pe platforma educațională nouotrainingise.org. Ceea ce nu este puțin lucru, să servim care resursă, adică e vorba de modele ce am experimentat noi la clasă cu rezultate pentru întreaga țară. Între 90% dintre cadrele didactice au participat la cursuri de perfecționare și au acumulat peste 90 de credite profesionale prin cursuri absolvite prin Casa Corpului Didactic și prin activități metodice la nivelul cercurilor și a catedrelor metodice. Anul trecut am avut un cerc pedagogic susținut de doamna educatoare Pavel Cecilia la Grădinița Clugar, la care au participat 80 de educatoare, doamne educatoare din tot județul. Dintre cursurile la care au participat, am enumerat aici mai multe cursuri, începând de la managementul educațional și terminând cu comunicarea și negocierea conflictelor, pentru că în anii școlari recenți trecuți, ca și în anul școlar prezent, ne confruntăm cu o problemă evidentă care duce la scăderea eficienței activității școlare, și anume este vorba de acei copii care sunt puțin mai activi, nu neapărat calificați ca fiind copii cu ADHD și de faptul că avem mulți copii în plasament, de asemenea cei copii din plasament vin cu diverse traume și colectivul de elevi este oarecum perturbat de comportamentul acestor elevi. Și atunci, ca prima necesitate în perfecționarea noastră a cadrului didactic, a fost să participăm la cursuri și la metode didactice verificate de alții, pe care să încercăm să le implementăm și la noi la școală, care să ducă la o conducere, la un management a clasei mult mai bună. În ceea ce privește baza materială, școala dispune de 4 locale de școală, școala gimnazială Strogar, pe care o știți, cu 7 sali de clasă, ce prostem să vă spun că avem o bibliotecă funcțională, sala de sport, chiar dacă este improvizată într-o sală de clasă, are tot ce trebuie și se folosește oră de oră, un laborator AIEL, apa curentă, canalizare, încălzire centrală, 7540 de volume la biblioteca școlară. Școala este racordată la internet, care se folosește în
procesul de predare și la activitățile educative. De asemenea, dispunem de materiale electronice, de la videoproiectoare, la laptopuri. Avem autorizație sanitară de funcționare, însă nu avem autorizație de securitate la incendiu. Probabil știți și de asta, asta este o problemă nu numai pentru școală, asta este o problemă generală la nivel de școală. Localul grădinița cu programul normal Strugari, îl cunoașteți, este localul nou, dotat corespunzător cu mobilier și tot ce trebuie. De fapt, a servit acest local cu dotarea lui, nu numai neapărat, și cu activitățile care se fac, ca model de activitate pentru cele 80 de doamne educatoare care au participat la o activitate la școala Strugari. Școala gimnazială Petricica, fiind un moment istoric, nu s-au putut realiza lucrări de reparație și reabilitare. Tocmai de aceea știți, nu cred că cazul să mai insist, deja am văzut că aveți și pe ordinea de zi proiectul de reabilitare al școlii. Ceea ce vreau să vă spun, că noi la școală am inițiat acest proiect la studiu de fezabilitate, bineînțeles cu banii primiți din la Consiliul Județean, prin Consiliul Local, aprobați de dumneavoastră. Și cred că a fost un lucru foarte bun, pentru că noi deja am făcut prima parte a proiectului și ați avut ce să, de unde să porniți. Școala primară și grădinița Răchitișu, localul este nemodernizat, are autorizație sanitară de funcționare, nu necesită autorizație la incendiu fiind înainte de 1994 și neavând modificări la structură. Clădirea a suferit reparații și reabilitări pe parcursul anului, care permite desfășurarea activităților în condiții normale. Încălzirea la cele două școli în grădiniță este pe bază de combustibil solid cu sole. Problema cu care ne confruntăm în satul Răchitiș, în special la școală, este aceea că nu există internet. Lecțiile la clasele pregătitoare, a 1-a, a 2-a, a 3-a, a 4-a și mai nou la clasa a 5-a, se desfășoară pe internet. Deci nu ne putem desfășura activitatea didactică pentru că nu avem acces la internet. Am încercat toate metodele, de la modemuri, la stick-uri și așa mai departe. Nu avem. Acolo, știți și dumneavoastră, e o problemă cu tot, toată localitatea aceea. Bugetul școlii gimnaziale Strugari, în anul financiar 2016, am avut un buget de 1.451 de lei, 1.000 lei, din care s-au efectuat plăți altfel, la titlu 10. 1.084 lei cheltuieli de personal și s-au făcut în valoare de 1.081 de lei. La titlu 20, 292.000 lei bunuri și servicii s-au cheltuit aproape în totalitate. La titlu 57, 7.500 lei ajutare sociale în numerar. Este vorba de compensația aceea de hrană de la Consiliile Județene. La titlul 59 am primit pentru burse 4.500 lei, la titlul 71 63.000 lei, cheltuieli de capital și s-au cheltuit 62.36.000 lei. Partenerii în educație. Partenerul pe care ne bazăm în educație și fără de care nu putem să facem educație copilului este familia. Pentru a menține relațiile familie-școală, am oferit în cadrul ședințelor cu părinții, desfășurate în fiecare lună, în ultima zi de vineri, avem o procedură împământenită de vreo 3 ani, în ultima zi de vineri a fiecare luni, se desfășoară, când dau ora de dirigenție, se desfășoară ședința cu părinții. De asemenea, s-au făcut și ore de consiliere și informații periodice și chiar zilnice, neformale în ceea ce privește relația aceasta familie-școală. Au fost implicată familia în serbările școlare, în dotarea spațiului de lucru, în acțiuni de gospodărie. Trebuie să vă spun că 120 de părinți de la toate structurile au participat la cursurile de educație parentală, susținute de 3 educatori parentali formați în Asociația Holtis, cum să devin un părinte mai bun. La început părinții au fost reticenți, dar vreau să vă spun că acum avem solicitări să continuăm acest tip de cursuri parentale, prin care părinții împreună cu noi am încercat să învățăm diverse metode, de la cele de a ne stăpâni furia și de a nu mai vorbi violent, până la sprijinirea copilului și a parinte ce tip de calitate împreună cu copiii. Relația școală-comunitate.
din mediatizarea imaginii școlii în localitate, editarea revistei Diferiți din Împreună, Dar Împreună, care a fost difuzată în comunitate, nou parteneriate dezvoltate cu Centrul Comunitar Stuttgart, care au acoperit toate palierile educaționale, de la voluntariat la combaterea discriminării, prevenirea abuzurilor de alcool și droguri, 6 parteneriate încheiate cu cele 3 biserici din comună, Ortodoxă Adventistă, Romano-Catolică, 2 parteneriate încheiate cu dispensarul medical Stuttgart, parteneriate încheiate cu postul de poliție Stuttgart și parteneriate încheiate cu primăria, spitalul de urgență Mănești, asociații sportive, școli, gimnaziale, licee și grădinițe din județ și țară, parteneriate în cadrul activităților extrașcolare. Activitatea de consiliere și mediere școlară s-a desfășurat prin cei 2 angajați ai noștri prin cadrul proiectului UNICEF pe care îl știți. Desfășurat multiple activități care sprijină procesul didactic, dar și procesul educativ. De la monitorizarea copiilor de vârstă preșcolară și școlară, care au frecventat cursurile de învățământ obligatoriu și au propus Consiliului Școlii soluții optime de recuperare, precum și acele intervenții la nivelul SCCD-ului, comisiei care s-au desfășurat la nivelul școlii, la nivelul primării și prin intermediul cărora am reușit să readucem la școală și să determinăm oarecum familia să sprijine nevoile de bază ale copiilor datorită acestor comisii. Împreună cu cei de la Centrul Comunitar Stuttgart s-au organizat școala de vară, tabără de vară, activități extrașcolare, acțiuni care vizează prevenirea și medierea conflictelor între familie, comunitate și o școală, informarea autorităților despre orice posibilitate de încălcare a drepturilor copilului, sprijinind demersurile acestea pentru soluționarea situațiilor respective. Am aici o statistică a activității de consiliere și mediere. Au fost consiliați individual 18 elevi la primar, 25 la gimnaziu, împreună cu părinții, bineînțeles că nu se poate fără părinți, ceea ce vreau să scot în evidență că s-au rezolvat 8 cazuri, s-au ameliorat 8 cazuri la primar și 6 cazuri la gimnaziu, ceea ce raportat la anii școlari în care nu aveam consilier și medier școlar, mi se pare un punct semnificativ. Nerezolvate au rămas 4, iar în curs de consiliere sunt 6. S-au făcut și consilieri de grup, cuprinzând 140 de elevi, 10 cadre de date și 70 de părinți. Activitatea de performanță. Procentul de participare pe cicluri la concursuri și olimpiade școlare de toate nivelurile, la preșcolar 70%, la gimnaziu, la preșcolar, la grădiniță 70% din elevi, la primar 62%, iar la gimnaziu 52% din elevi. Punctele slabe, nu avem încă o asociație a părinților, să sperăm că anul acesta s-a schimbat conducerea la Comitetul Reprezentativ al Părinților și vor reuși să înființeze această asociație a părinților. Avem site-ul școlii unde se pot promova toate activitățile și unde, dacă sunteți interesați, puteți intra și vedeți că acolo este expusă toată activitatea școlii. Încadrarea în bugetul alocat în proporție de 99,7%. Analiza SOT, orice raport cuprinde punctele tari și punctele slabe, ele sunt pe diverse paliere, la curriculum. Punctele tari sunt pregătirea suplimentară pentru evaluarea rațională, pentru elevii cu rămâneri în urmă și pentru cei capabili de performanță. Mai avem atragerea în mare parte a familiilor pentru sprijinirea elevilor, existența și aplicarea planului cadru pentru fiecare gimnaziu, scheme orare realizate eficient, corelarea conținuturilor cu noile programe. Puncte slabe, 75% dintre clase funcționează în regim de simultan, așa cum v-am spus, cu 2 și cu 3 clase, spre exemplu, pregătitoare, a 1-a și a 3-a. Procentul de promovabilitate nu putem trece la puncte tari, fiindcă ne este 60%, dar la fel pornim de la anul școlar 2014-2015, unde procentul de promovabilitate a fost de 20%. Zice că suntem pe drum cel bun. Participare mare la olimpiade, premii, nu pe măsura participării. Un punct tare reprezintă și derularea proiectului de incluziune socială pentru comunitățile dezavantajate, care îl știți
că se realizează cu sprijinul UNICEF, la școală, capacități de sprijin pentru școlile selectate, în parteneriat cu primăria, Consiliul Local, Institutul de Științele Educative și mai departe. Ca amenințări avem instabilitatea legislativă la nivelul curriculumului, avalarea așa de oferte de manuale alternative și auxiliare școlare, micșorarea numărului de copii. Deși per ansamblu numărul de copii referitor comparativ anul trecut cu anul acesta este același, dacă ați observat, la preșcolar numărul copiilor a scăzut destul de mult, de la 75 anul trecut la 56 anul acesta, ceea ce înseamnă că în perspectivă vor fi fluctuații de cadre didactice, lipsa continuității la școală și număr insuficient de manuale pentru toți elevii. Procentul de 10% pentru manualele noi nu acoperă niciodată necesarul. Spre exemplu, dacă într-o clasă de elevi avem 30 de elevi și au primit anul acesta manuale noi, anul următor putem să introducem noi în program ce vrem. Va calcula doar 3 manuale noi, restul se recuperează. Da, director, eu zic că e suficient, dacă tot spun să găsim pe internet tot ceea ce... Dar să vrea să mă ajute foarte mult... Da, totuși... Sincer. Dacă m-ați invitat, eu cred că să știți că m-am pregătit să vin la dumneavoastră și chiar vreau să vă prezint toate... La resursa umană, puncte tari, personal calificat 100%, corespunzător și număr suficient. Punctele slabe, încă o dată, elevii navetiști. Încerc să trec mai... La resursa umană, participarea cadrelor didactice la acest proiect UNICEF cu intervenții la nivelul copiilor, dar și la nivelul părinților și al familiilor și al comunității prin activități complementare. La resursa financiară, baza materială normală, corespunzătoare, capabilă să asigure un învățământ eficient și formativ. Faptul că avem internet, cu excepția răchitișului, este un lucru foarte bun, el se folosește în scop didactic. La oportunități, la resursa financiară, faptul că dumneavoastră Consiliul Local și Primăria ne susțineți, posibilitatea de a încheia parteneriate cu ONG-ul, cu firme care pot susține, e vorba de firme chiar și de acele la nivelul comunii, existența unor spații ce pot fi închiriate în scop obținerea unor fonduri bănești. Amenințări, ritmul accelerat a schimbărilor tehnologice și se uzează moral foarte rapid echipamentele, dar mai ales softurile pe care le avem, prețul ridicat al materialelor didactice și fondul limitat pe care îl putem accesa, sistemul greoi de achiziționare a mijloacelor didactice și ne-am mai întâlnit și pune seriozitatea unor firme care nu-și onorează contractele la timp. În ceea ce privește relația cu comunitatea. Am să mă refer în principal la oportunități și la amenințări. Comunicarea bună la oportunități cu partenerii școlii, facilitarea colaborării cu specialiștii din diverse domenii, știuți fiind că am adus specialiști în activitățile cu copiii, specialiști de la nivel psihic care au, și psihologi care au consultat elevii și părinții, până la aducerea specialiștilor de la ambulanță ca să învățăm împreună cu copiii cum să răspundem la 112 și cum să asigurăm, cum să ne acordăm primul ajutor. La amenințări, încă o dată, influența negativă a modelelor de societate, nivelul de educație limitat la unii părinți care declară formal că interesează școala, dar în fapt nu fac nimic pentru așa ceva, disprețul unor familii fără educație pentru proprii copii, agresiuni din partea absolvenților fără ocupație recunoscuți pentru consum de alcool către ele, agresiuni morale, verbale, mai puțin fizice, și agresarea unor părinți de către copiii la nivel verbal, dar și agresarea elevilor de către părinți. Și deteriorarea unor bunuri materiale, nu într-o proporție care să ne poată... Ca o concluzie, ce vreau să vă spun, că școala este a comunității, la școală se lucrează cu tot ce înseamnă mișcare și influențe din afară, din acest motiv am încercat să vă prezint și să aduc decât și oportunitățile și amenințările. Dacă ar fi să fac o comparație plastică, elevul nu este un șurub,
sau nu este o bucată de metal pe care să o transforme în șurub și să răspunzi tu cel care ai făcut-o de calitatea acestui act. Asupra elevilor intervin foarte multe influențe din afară, începând de la mass media, începând de la părinți și de la influența comunității locale. Ce pot să vă asigur din partea colectivului de cadre didactice, că noi încercăm să facem tot ce ne stă în putință, la standardele cât putem noi de bine, în așa fel încât să-i pregătim, cum v-am spus, în misiunea și viziunea școlii, să-i pregătim pentru viață, să-i pregătim ca și cetățeni responsabili, ceea ce mi se pare mult mai important decât să îi facem niște baze de date, pentru că astăzi avem de unde să ne informăm. Problema este că nu sunt puse în concordanță ceea ce se cere la examenele naționale, că se cere aceeași formulă pe care o știam noi, memorare și reproducere, față de ceea ce se cere prin programe și prin proiectele pe care se desfășoară, și anume aceea să-i facem cetățeni responsabili. Că asta este cel mai important. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Și am mulțumit și noi, doamne directoare, că ne-a prezentat activitatea desfășurată în anul 2016-2017. Doamna directoare, vă mai rețin un pic, ca să dați niște răspunsuri la... Da, eu aș vrea să pun două întrebări. Da, da, da. Mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc că ați onorat prezența în Consiliul Local cu o înștiințare referitor la stadiul învățământului la nivel de comuna Strugari. Văd din cele relatate dumneavoastră că e o problemă foarte mare părinții din exterior care influențează negativ copiii de la școală, dar aș vrea să vă atrag atenția că copiii care au medii de nota 10 iau în evaluările naționale medii care sunt jenante din punctul meu de vedere. Adică am medii de abia din trecere. Aici, pe mine, ca și consilier local, am aprobat permanent naveta pentru profesorii care vin și predă la școala gimnazială Strugari, dar totuși de ce să ia notele mici în evaluare naționale? Asta, pe mine, asta mă interesează. Dacă ați observat în statistica pe care eu am pus-o și dacă vreți să mai revin, notele care se iau la evaluarea națională sunt apropiate de cele care se iau copiii la rezultatele școlare. Și ați văzut acolo, între 7 și 9. Mie pare rău că n-am făcut poze ca să vin să vă arăt pozele, că de fapt notele sunt maxim 7 la un obiect. Dacă o lua 7, e fericit la română, dar dacă o lua 5 la matematică. Dar un alt punct de vedere aș avea să vă întreb. Dacă profesorii care predă obiectele principale care le au la examenele naționale sunt calificați. Păi tocmai ce v-am explicat. Da. Nu adică avem profesor necalificat. A spus stagiar, dar nu s-o explicat foarte clar. Dacă pe mine mă interesează stagiar, că obiectele principale subliniat. Să fie, da, subliniat sau... Stagiar. Așa. Asta nu înseamnă că eu nu mă pregătim. Dar eu vreau ca promovarea să fie la nivel. Deci dacă un elev are media 10, nu poate să ia 6 într-un examen național. Dar de ce nu se trebuie? Poate n-ai citit tema aia care... Dar e locul ăsta chiar. Bun. Interviu e învăți. Altceva ce vreau să vă mai spun. De exemplu, eu n-am văzut de la dumneavoastră o chestie cu toate investițiile de anul trecut. De exemplu, pe mine m-ar fi interesat că era vorba de 90.000 de lei cu așa doamna contabilă, care s-a cheltuit în școală, nu știu pe ce, pe mine m-ar fi interesat ce anul s-a cheltuit. Și ce s-a făcut? 3 metri de beton? Asta și altceva nu am venit. Era la tine la slide-uri? Spunea și câte salarii investiții? 2 miliarde, 900. Mă interesează în amănunt. Nu mă interesează generic. În primul rând le găsiți pe site, acolo cum v-am spus, fiecare articol cu suma. S-au cumpărat 10 bănci care costă atât, s-au cumpărat 10 scaune care costă atât. Asta mă interesează. S-au luat 5. Deci nu mi s-a părut... Suma pe care o știți, vreau să vă spun eu un pic. Știți, suma pe care o știți, de total, dacă adunați numai mobilierul de 20.000 de lei de la grădiniță, plus centrala de 50.000 de lei, odată 70.000 de lei. Ce se mai? Domnul
întrebare, nu știu ce am dat la costă, 50.000 sau 20.000. Deci eu, ca și consilier... Dacă dumneavoastră doriți, puteți să solicitați contabilul, administrator, dacă îmi dați voie, vă rog. Da. Deci puteți să solicitați administratul financiar să vin să vă prezint un raport financiar. Eu astăzi n-am venit aici la dumneavoastră să vă prezint raportul financiar, să vă prezint execuția bugetară. Asta poate să o facă foarte bine contabilul. Da, deci puteți avea în vedere chestia asta. Eu v-am prezentat raportul prin starea și calitatea învățământului, care nu se referă numai la buget. La cealaltă întrebare pe care ne-a spus-o dumneavoastră, că elevii care au 10, noi nu avem elevi cu 10, numai cu 10. Iar media generală nu se face numai adunând română și matematică, care sunt examene, obiecte de examen. Media generală se adună și cu sport, și cu educație tehnologică, și cu biologie, și cu chimie. Nu toți copiii, și nici noi, nu putem fi foarte buni la matematică, dar putem fi foarte bun la desen. Nu putem fi foarte bun la română, dar putem fi foarte bun la matematică. Deci media de absolvire a gimnaziului este media tuturor celor 5-4 ani, începând din clasa 5, 6, 7, 8. Dar pentru liniștea dumneavoastră vreau să vă spun că noi în fiecare an, după ce se termină evaluarea națională, prezentăm un raport la inspectoratul școlar și pentru fiecare diferențe de 2 puncte între nota de la examenul național și media de la clasa 8-a, dăm notă explicativă. Să nu credeți dumneavoastră că ăsta nu este un punct pe care noi îl avem în vedere tot timpul și la care ne raportăm tot timpul. Poți în ziua respectivă, ca excepție, să ai o zi proastă, da? Și dumneavoastră ați fost elev și nu cred că ați avut numai nota 10. Nu? Am fost un elev, da, care m-am excelat și n-am avut, n-am fost de 10 la școală generală. Mai vreau să discutăm o geografie acum aici, puteți punctul de vedere. Vreau să, da, și vreau să vă mai aduc o stare de fapt, pe care poate v-am mai spus-o sau nu. Să știți că pe noi, colectivul de cadre redacție la nivelul școlii, chiar ne interesează soarta copiilor de aici. Sunt copii pe care îi cunoaștem, sunt părinți care ne-au fost elevi. Și chiar dacă vi se pare poate puțin declarativ, să știți că chiar ne interesează. Cu toate că în fiecare an, la începutul anului școlar, avem următoarea problemă. Vin unii din părinții absolvenților, elevilor din clasa 8, și ne spun ce ați avut dumneavoastră cu copilul meu, că abia l-ați ținut în 6 și 7 și acum la liceu are 7-8 sau 9 și 10. M-am dus și m-am interesat la liceele despre care să spun și vă spun neoficial, dacă vreți să spuneți, domnule, dacă vine la școală, noi îi punem 78, că avem nevoie de elevi. Dacă mai ridică și mâna, îi punem 9 și 10. Știți unde se vede problema? Da, vă rog. Problema se vede la procentul de la bacaloriat. Deci dacă vreți să vă raportați la ceva, raportați-vă la câți elevi iau bacaloriat. Domnul Hungar, aveți... Da, mulțumesc. Domnul Profesor. Eu sunt indignat cu numărul mare de absențe. Nu știu, părinții chiar nu au responsabilitatea asupra copiilor de a, măcar de a-i trimite la școală. Dacă n-ar avea absențe, cred că am înțeles că și alocația complementară depinde tot de... 38 de elevi avem acum veniți, care cărora le spune că i-au. Deci asta e o problemă mare de absențe. Ei, nu știu care e motivația. Da, dar sunt 1158 motivate. Da. Deci avem da, unde vreo 2000. Acum trebuie să vă spun un lucru, vă intervin, mă scuzați. Avem câțiva elevi care fac un număr foarte mare de absente. Procentul acesta, cum, indicatorul acesta statistic, nu mi se pare a reflecta neapărat realitatea. Că avem 3-4 copii care au absenții 100, 200, 300 de absente și ne împărțim la toți copiii, cunoașteți care sunt. Însă, trebuie să vă spun și chiar vă rog să transmiteți și părinților în comunitățile din care veniți dumneavoastră, că foarte mulți părinți își învoiesc gratuit copiii. De la faptul că mă sună și îmi spune că mi-o plouat asară în cizmi, că le-am uitat pe prispă și n-are cu ce să încălța, până la faptul că se duce la Bacău și n-are cine sta cu ceilalți. Deci, de aici, probabil că vă faceți dumneavoastră o idee despre modul cum tratează unii, nu toți. Însă, vreau să vă spun că de când avem mediatorul școlar, chiar s-a deplasat la fața locului și copiii au venit la școală. Chiar dacă au mai... Am înțeles că chiar și dacă ăștia care sunt la școala dimineața de iară, care au plecat și
și sunt la, și încă sunt sub alocație complementară. Da, da. Deci cred că absențele se cumulează și da, nu sunt aia alocați. Chiar dacă da, te-a vin și ai de la Bacău sau de la Moinești, nu mergi la școală. Nu, da. Dar vreau să vă spun un copil. Mai intervine ceva. S-a făcut o modificare. Deci este problema că se, de luna respectivă, în funcție de absenții, numai pentru copilul care a absentat. Pentru ceilalți copii care sunt elevi. A familie? Și au dreptul. Alocația care de anul până acum erau toți pe drum, nu pentru toți. Da. Acum au făcut modificarea asta, plătești doar copilul. Din informare pe care am primit-o și noi de la Protecția Copilului, și ca să vedeți că într-adevăr ne interesează, sunt copii buni care anul trecut au avut rezultate bune, acum au număr foarte mare de absenții, care sunt plecați de la noi din școală. Bine, mulțumesc, domnul Crăbine. Mare, cineva... Așa să vă trafic un pic, doamna director, eu nu știu la ce liceu o aflat, însă că dacă se prezintă copilul la școală, ea 7 și 8. Acum, na, poate știi mai bine și spui. Poți să-ți așa. Dar ți-o explicat neoficial. Nu neapărat, dar înțelegi normal. Copiii care merg la liceu, așa spun. Totuși, domnul primar, atunci se reflectă notele la bacalaureat, dar țin să nu cred chestia asta, că a trecut și eu printr-un liceu și... Noi n-am spus că avem o activitate, perfectă. Tot timpul este în continuu. Nu, nu încercăm niciodată să pasăm mingea în curtea vecinului. Nu. Dar trebuie să înțelegem că nu suntem în măsură, numai noi să lucrăm. Pentru că pe parcurs mai intervine și altcineva și poate să-i schimbe proiectul. Poftiți, domnul Lazar. Mulțumesc. Eu vreau să spun că am mulțumit doamnele directoare, felul cum reprezentat la comunitatea școlară 2006-2017, a fost o afectare complet, care nu știu, repet, toate rezultatele de promovare, toate. E bine, mă sunt lucrurile mai mult școala de arătitiș. Da, probabil 100%, 234 de elevi promovat 100%, fără absență, fără corigență. Mi se pare foarte bine. Nu știu, ori a fost preindulgență acolo, învățător sau profesor, nu știu, s-a fost. Dar mi s-a părut chiar bine, la Răchitești, să ne văd că acolo și acolo, mă țin oameni, are bani, are chemie, tu poate să-i trebuie atât, dar deci se poate dacă... În rest, eu zic că aveți o activitate foarte bună, să mergeți așa înainte. Mulțumesc. Vreau să vă spun că din clasa gimnaziului, știți, din elevii de la Răchitești, prin primii 10, cel puțin 3-4 sunt de la Răchitești. Să știți că și munca și sărăcia poate fi un impuls pentru copii. Au o altă motivație. Să știți că au o altă motivație. Mai spune cineva. Ca și o completare, deci AVRA, Agenția de Dezvoltare, o ales ca să sponsorizeze clasă COVID, cei mai buni am văzut peste mine și peste mine de 8. Ca să vă spun, la Echiș am găsit 5 copii și la școală am văzut la lume. Și aș mai completa, se promovează, nici nu știe tabla munțirii și se promovează clasa 8. Domnul Hanganu, sincer, afirmația pe care o faceți, eu de multe ori... Părere că sunteți abilitați să o faceți, că știți sau nu știți, dar să Mai e cineva care să mai scrie, nu? Da. Să o punem la vot punctul 1. Să trecem la proiectele noastre de hotărâre, conform ordinii de zi. La primul punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre prin rectificarea bugetului pe anul 2017,
Având în vedere dispoziții legii numărul 6/2017, expunerea de motive, raportul de specialitate, la articolul 1 se propune actualizarea listei de investiții conform anexei numărul 1. La programul de investiții pentru 2017, noi am avut prins în listele de investiții următoarele. Extindere magazie pentru serviciul de gospodărie comunală, realizarea documentației cadastrale drumuri școli, dotare primăriei cu centrală termică, realizarea registru spații verzi, reparații, amenajări și împrejmuiri, așa cum este prins în capitolul 3 din buget pentru biserici și case praznicale, amenajări fântâni pe domeniul public, este vorba de ciușmelii care se află și fântânile care se află pe domeniul public, modernizare drumuri agricole Recitiș de J118 de N11, la care s-a mai adăugat realizare dali pentru drumuri comunale, locale, poduri și bordețe, adiție, comisioane, consultanță, actualizare plan urbanistic general. Știți că am făcut achiziții, o nouă achiziție, pentru că primul contract încheiat cu firma, cu o firmă din Iași, nu și-a dus la îndeplinire în termenul stabilit de noi și am făcut o nouă achiziție pe SIA, cel puțin domnii care au câștigat licitația, care i-am luat de pe SIA și au făcut prima parte din ceea ce este planul urbanistic general. Realizarea planului amenajistic, planul de amenajament pastoral, de care am vorbit, necesar pentru licitație în primăvară, s-au luat probe și se lucrează la planul pastoral. Pentru PNDL s-au făcut, au intervenit niște avizii, comisioane, consultanță pe care noi în primăvară nu știam la ce sume să ne așteptăm. Acum toate sumele pe care noi le-am cheltuit pe avizii, comisioane și consultanță în primele etape am știut și am rectificat bugetul. Pentru asta știți că am întocmit tot felul de documentații cadastrale și pentru domeniul public și pentru toate investițiile care se vor face prin PNDL. Și așa cum spunea înaintea de intrat noi pe ordinea de zi, doamna directoare, întocmire și avizare documentației ISU-ului pentru școală și primărie. Deci pentru autorizare ISU-ului de funcționare. Pentru că la noi, la primărie, inclusiv la școală, ne trebuie neapărat autorizație de funcționare. Am făcut achiziția, urmează ca să se facă proiectul, să obțin aprobarea de la ISU. Dumneavoastră ați trecut din comisie, știți despre ce este vorba, eu v-am prezentat doar proiectul de hotărâre. Dacă, domnul președinte, dacă aici... Eu aș vrea să facă niște întrebări legat de niște 36.000 de lei pentru taliile și hotărâții, pentru taliile aici în față la Cărâmbă și cu podul de aici de la... O documentație de avizare a lucrărilor. Adică, sau studii de fezabilitate. Mai bine așa iau, studii de fezabilitate. Studii de fezabilitate. Adică noi facem niște studii pe care cei specialiști din APIR, de la fondurile europene sau cei de la guvern, spune dacă este fezabil sau nu. Noi studiile astea sunt, să spunem, dacă pentru grădiniță ne costă în jur de 6.000 de lei, de la grădiniță în jur de 110, adică 110 milioane, și la alimentare și apă tot așa o sumă mică. Este procentual în funcție de suma alocată finanțării.
Adică de 1% sau 2%, nu-ți dă dreptul mai mult. De asta e vorba aici, domnule. Și restul, aici scrie Dali, și mai departe spune... Sunt Dali, nu, 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 nu. Alea, o fază, se crea așa, să le studiu. Alea, la Cămin... Nu, 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 nu. La Cămin și tot ce este aici, tot ce s-a făcut la metru pătrat, e stabilit tot luat prin seap, și se face numai din fonduri pe care noi le-am adunat din la Cămin. Știți, o cumetrie ce am avut noi, o nuntă sau nu știu ce, și din fondurile alea s-a făcut un pic, știți că era destul de urât acolo în față. La punctul ăla. Și aș mai avea o lecție, tot de care e Iisus, că la mine am avut controlii și vă arăt un pic chestii încolo ăsta, că e expirat din septembrie și mie mi-a dat amendă, dar eu nu fac reclamații ca să primiți amendă, eu doar vă trag atenția să li face, să li autorizați, să li facem. O chestie care e înregistrat din septembrie, suntem în octombrie, pe 20. Nu, că la noi trebuie să vină ISU și mulțumim. Nu, da. Dar noi adică avem... ideea e că am fost controlat și de ISU, și de Sănătate Publică, și de SBSA, și antifraude, și de... Și totuși, nu știu ce e conțeparea asta de permanent, cine mă înțapă de aici, de colegi și de aici, că altcineva... Nu știu cine. Dar și ca să-ți fac și serviciu. Auziți, uitați, întrebați-o pe domnul Teofil vis-a-vis de ceea ce spuneți și ați sesizat acum. Noi în magazin avem cumpărate și sunt în termen, numai puțin. Sunt în termen, suntem în termen. Sunt șase probabil care este ieșite, dar o să ne înlocuim, că avem instinctoare. Deci, pe mine, dacă mă prindeam, dădea 600 lei. Eu vă trag atenția că... Sunteți șef unități, să schimbați acolo. Nu fac reclamație ca să... Da, dar hai ca să nu mai iert. Vis-a-vis de reclamație. Reclamație fac foarte ușor. La ce spune domnul Viorel, e posibil o lucru recredințe ca să-i facă și treaba asta. Adică și s-o luăm pe ocolite. Adică dau un exemplu, domn primar. Eu, sincer, uite, de exemplu, băiatul ăsta de la Genuția Carimor, puteam să... Îi fi dat 1000 de lei, uite-vă, din partea mea, pui și consilier și ieși din sat de acolo, dar poftim banii. Dar dacă ăla mă înțapă, ăla îmi dă amenzi, ăla îmi trimite controle, de unde să mai am bani? Să mai fac și gesturi de binefacere. Da? Oricum, țin să le mulțumesc care știi că au făcut. Dumneavoastră știți mai multe ceea ce e așa și dacă aveți vreo bănuială că este cineva dintre colegii dumneavoastră care își fac așa ceva... Bă, da, domn primar, haideți să vă spun o chestie, cum procedează. Nu mi-ar da niciun control, dar se vede foarte bine. Pune pe numii falsi, primește la poștă, nu știu, că să știi la unde primești, și spune Cociordei Maria, Jigău Vasile, Stan Ion, care nu există în comun. Și oamenii vin și mă... Și mă amezi, nu mă amezi, dar m-am săturat și eu. Ultimul care a venit la dumneavoastră a trecut pe la mine, pe la primărie. Și mi-a spus în felul următor. Dacă tot ați venit la primărie, vă rog din suflet să vă... De SMS-au? Pompierul. Nu, nu, ultimul fost de SMS-au acum două zile. Acum două zile. Nu ar trebui să discutăm aici, domnule. 600 de lei. Hai că noi discutăm unei. Ai cuvântul meu de onoare și a domnului primar. Discutăm după aceea. Domnul primar. Hai să ne mutăm la subiectul meu. Discutăm după aceea. După aceea, după aceea. Discutăm și discutăm cu aceea. Cine se mai scrie la cuvânt pentru proiectul numărul 1? Discutăm fiecare proiect în parte, ca să meargă. Domnul Paul. Deci sunt de acord cu rechizitarea bugetară pentru a putea continua proiectele care le avem în derulare, pentru toate taxele care trebuie pentru abitare. Vă domnul și mă îndemnează toate proiectele. Avem termenul până la 30, adică inclusiv săptămâna viitoare, dată limită pentru care documentațiile respective, daliurile astea, cu toate avizele respective care sunt conform certificatului de urbanism, se depună la Ministerul Dezvoltării. În urma cărora, dacă sunt în regulă, se pot ia contracte de finanțare. Da, la punctul 2 al ordinii de zi. Să punem la vot proiectul numărul 1. Cine e putem? S-a obținut cineva? Trecem la proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre prin trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Strugari,
a unui teren în suprafață de 3.605 metri pătrați, situat în tablaua 58, parcela 1754x84x1, în intravilanul comunei Strugari, Vețu Bacău. Având în vedere expunerea de motive și avizul Comisiei de Specialitate, propun la articolul 1 se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Strugari, unui teren în suprafață de 3.605 metri pătrați situat în tarlaua parcela, în extravilanul comunei Strugari, județul Bacău, conform documentației cadastrale, anexă la prezenta hotărâre. Se aprobă completarea domeniului public al comunei Strugari conform anexei numărul 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre se comunică inspecție prefectului județului Bacău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative. Aici aveți anexa cu vecinătăți, documentația cadastrală. Este vorba de suprafața de teren pe care va fi amplasată stația de curare. Așa, să cine se scrie la cuvânt pentru eu? Da, domnule. Nu, eu nu mă scriu, eu sunt de acord. Să se schimbe din domeniul public în domeniul privat. Să punem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Să abține cineva? Trecem la proiectul numărul 3 pe ordinea de zi, privind aprobarea de contării contravaloare călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la școala Strugari pe luna septembrie 2017. Având în vedere raportul compartimentului specialitate, expunerea de motive, prepășirea articolul 2 din instrucțiunea de contare în avetei cadrele didactice ale Ministerului Educației și Cercetării Sineretului, la articolul 1 se propune aprobarea de contravaloarei călătoriei prin mijloacele de transport ale personalului didactic de la școala gimnazială Strugari pe luna septembrie, în sumă de 3.173 de lei. Anexat de hotărâre există dosarul cu ordine de biletele de transport. Cine se scrie la cuvânt? Eu aș avea o propunere, prima colegă de învățământ și copii, să faceți în cetăția două locuri unde stea copiii pentru ploaie. În momentul în care și mei bun, vă rugat în alte ședinții să faceți aici cu valide, este necesar și pe deal. Același lucru este necesar în Rechitiș, unde tot la fel copiii stau în stații și până vine microbuzul, alții iau umbrelă, alții nu iau, n-au de unde să ia. Îmi critici ca același lucru, deci să măriți un pic numărul de locuri unde așteaptă oamenii, un microbuz, o stație. Deci un lucru maracu, bun, maracu. Dar același lucru, e vorba de vreo 5-6 de care se poate cheltui și nu e o cheltuială exagerat de mare ca să facă treburile astea. Acum sper să o faceți, aici depinde de asta, acum o să faceți, o să fac eu din bani personal. Bine, supunem la vot. Mai e cineva care să la punctul 3 să zic domnul. Cu situația asta, e bun așa pentru ele dacă s-ar lua măsura asta să pentru stația asta. Dacă o să fie ceva rezerve pe luna viitoare, dacă o să fie ceva rectificare de buget și o să mai primim niște bănuți de la buget, da, nu este rău, o să achiziționăm niște stații dintre astea în care oamenii să stea la loc. Costă mai mult de 1000 de euro, poți să costă, nu costă mica. Nu știu că am vândut 700 de maxim. Dacă o faci cu banii tăi. Dar asta de fața cu oră, de ca la magazinul gay. Ajutorului social. Cu oamenii noștri, aici. Hai, mai are cineva? Despre la proiectul numărul 3. La vot, băi, da. Să punem la vot. Cine este pierdut? Să abține cineva? Trecem la proiectul numărul 4. La proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare, notă conceptuală și temă de proiectare pentru obiectivul de investiții alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari, județul Bacău. Se aprobă faza de proiectare, notă conceptuală, pentru obiectivul de investiții alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari, conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. La articolul 2 se aprobă faza de proiectare, temă de proiectare pentru obiectivul de investiții alimentare cu apă și rețea de canalizare în comuna Strugari de Bacău,
conform anexei numărul 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Sunt noțiuni noi, care sunt introduse în ghidurile astea de finanțare și pe care trebuie să le respectăm. Dumneavoastră le-ați văzut, sunt acum de la ședința trecută până la ședința asta, vreau să vă arăt la cunoștință că în ceea ce vrește proiectul de alimentare cu apă și canalizare, am obținut toate demersurile și toate avizele de la CRAB, deci de la compania de apă a Bacăului, prin care ne-au permis, ne-au avizat, ca să ne legăm de rețeaua magistrală de apă, fapt pentru care noi am mai prelungit traseul de acolo de unde era inițial proiectat de noi ca și puțuri, și ne-am dus în continuare pe DC-197 până la Florești și de acolo pe DN2G, adică pe drumul național, până la punctul de racordare. Adică la vreo 200 de metri de la pod la Parascanu, cum știm noi, locația de la Scorțeni. De asemenea, Comuna Scorțeni, Consiliul Local, și-a dat avizul ca noi, și-au dat acordul ca noi, în cazul în care vom fi finanțați, să ne putem face lucrările pe domeniul public. Vreau să vă spun că mai avem de luat doar un aviz de la drumurile naționale și sperăm să fim în regulă și sperăm ca săptămâna viitoare să intrăm, e singurul proiect la care mai lipsesc astea două avizii, de la Inspectoratul de situații de urgență de la pompieri, așa, care o să-l căpătăm pe doar un aviz prealabil, și de la drumurile naționale, care sunt un pic mai meticuloși în a veni, a cerceta, să vadă ce distanții sunt. Mă gândesc că și la ei sunt alte priorități. Au cabluri îngropate, au pe marginea drumurilor naționale, au proiecte probabil care prevăd extinderea rețelei carosabile și de asta probabil merge mai greu la vizare. Are cineva discuție la asupra acestui proiect? Suntem de acord cu el. Spune-o la mână. Cedeți Pietru, atenție la trecere la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții alimentare cu apă și rețea de canalizare. Dacă la fondurile europene sunt proiecte care se finanțează 100% pentru cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile fac parte din proiect, din totalitatea lui, dacă are noi primăria le plătim, este vorba de consultanță, dirigenții de șantier și alte taxe pentru avize și acorduri. Aici, la Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL-ul, noi avem o contribuție proprie, adică la valoare de 107 miliarde de lei, când va fi investiția, trebuie să venim și noi cu 468.000 de lei. Adică 468.000 de lei înseamnă 4 miliarde jumate. 4 miliarde 600 în bani de ei. Fondul primării? Da. Din fondurile primării. Nu cred că azi. Dar eu zic că dacă valoarea totală e de 107, și noi, ca și primărie, putem să punem 4 miliarde 600 ca să facem alimentare cu apă și canalizare. Merită, da? Da. Proiectul vrem să va atinge pe 2 ani. O să-i dăm etapizat în funcție de ce se lucrează
și ce se plătește și ce se întorc ca bani. Eu aș vrea să vă spun, că da, Dumnezeu să realizeze investiția asta la și care oameni întâlnit cu ascultare, dar să nu aveți surprința, după ce se facă investiția asta, să nu avem oameni care să racordeze la apă și care oameni. Adică să fie prea puțin populație care vor să aibă această facilitate, acest lucru bun, din punctul meu de vedere, dar la costuri și la tot. Peste tot, oricare lucru nou s-ar duce, nimeni nu vede cu chiar fi fezabil lui, chiar veni bine lui. Pentru că este învățat cu așa ceva. Dar eu vă spun, dacă la dumneavoastră în casă ați făcut alimentare cu apă și canalizare, e un pas înainte, dacă la mama dumneavoastră ați făcut și o văzut vecinul din stânga dreapta, tot ce o să racordeze. Eu vă spun din experiența altor localități, că au făcut doar drumurile principale. Și la noi sunt doar drumurile principale prinse, să știți. Deci rețeaua de alimentare prevede drumurile principale. Adică strada principală, da? Urcăm, ne ducem la Mihalache, coborâm prin cetățuia la Vale, ne închidem la Podul Neamțului. Și de acolo coborâm iar cu rețea de alimentare, de la Vasile Lăiu coborâm de la Biserica Adventistă, din chinem aici, la Nadeșa, urcăm pe drumul principal, coborâm pe dincolo, pe la Rusul, Miluță și așa mai departe, la Răzvan și Nichirem. Asta, de exemplu, unde mai când acolo nu o să beneficiezi masa, nu? Să mergi acolo, nu? Păi unde? Păi nu, dacă, de exemplu... Nu o să beneficiezi de la Vasile Lăiu, nu o să beneficiezi pe ulițele astea, aici. Nu o să beneficiezi pe ulițele astea, aici. Deci, drumurile pentru... Ca să ne încadrăm în suma asta, da? Pentru că e suma care s-a dat conform proiectul nostru. Pentru diferența de așa, dacă ori fi solicitări, facem extindere. Vă spun din experiența altor localități care au făcut și n-au capacitat rezervoarele, au venit oameni, au construit și s-au extins ca și localitate. Și acum, ce fac? Mai fac alte puțuri ca să aibă debit, ca să ajungă la consumatori. La consumatori. Eu cred că e un proiect foarte bun. Atâta timp cât va trece pe la poarta de Dărăia, eu că cum spunea domnul primar, la început o să iei greu. Poate nu sunt bani, poate ca fiecare vreau să vadă că, mai ales mă refer la locuitori de pe Măsuiești, sau Cătăția Epidială, unde acolo e o zonă foarte problemă cu apa. O să fie o problemă pentru la canalizare, dar la apă voi adică în fiecare o să fie. Nu se poate face tare pentru... Nu se poate face un lucru. Ori ai și apă și canal, nu poți să nu apă și canal. Deci nu cred că e obligatoriu. Eu cred că o să fie obligatoriu. Deocamdată... Din punctul meu de vedere, deci la investiție se poate... Apă fără canal. Domnule, deci nu e obligatoriu ca eu, deci eu mă apă să trag cum apă. Tu dacă te branșezi, poți să faci doar pentru alimentare cu apă. Deci nu e obligatoriu. Și intervine problema cealaltă, când ai te branșat la alimentare cu apă, consumul de apă să fie mai mare. Și o să pună problema, unii deversezi apa care ai folosit-o pentru... Că dacă folosești la consumul curent în menaj sau pentru animale, da? O să speli la o mașină de spălat, nu știu ce, și atunci o spună problema și o să se cupleze cu mușca. Să-l supunem la vot. Supunem la vot proiectul, cine este pentru ei. Să abținem pe oameni. Trece la proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la construire. Da, este vorba de un proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul construirii grădinițe. Deci este aceeași probleme la total valoare. Contribuția noastră din 683.000 de lei, adică din 6 miliarde 800, contribuția noastră pentru grădinițe este de 66.000 de lei, adică 660 de ani. Contribuția asta nu e altceva decât sunt studiile de fezabilitate, avizile, dirigintele de șantier,
Deci sunt cheltuieli din cifrii care nu le suportă. Supunem la acum, locul. Să vă spun o chestie ce pe care dumneavoastră ați înțeles-o foarte bine. Și avem colegii de la Scorțeni care nu vreau să aprobi cofinanțarea cheltuielilor neeligibile. Mai dată, nu se poate, că aici nu are cheltuieli și contribuția, da? Trebuie să vină curtea noastră să-i dea la Dumoca. Nu se poate. Nu se poate. Se poate la fondul europene, dar la programele guvernamentale. La articolul numărul 7, pregătării pentru revocarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Plugari numărul 68 din 2017, privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice, altele decât cele cu alimentare cu apă, potabile și de canalizare. La articolul 1, având în vedere adresa primită de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, prin care ne solicită anularea hotărârii prin aprobarea noilor tarife. Noi am propus la articolul 1, spre aprobare, revocarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Strugari, numărul 68/2017, prin aprobarea noilor tarife. Este vorba de hotărârea dezbătut-o, dar pot de acord cu ea. Eu mă bucur că un proiect care n-a fost de acord cu el a plecat la nivel de județ și acum se revoc. Deci eu sunt pentru revocare. Ai avut o previziune. Deci am o previziune. Ai avut o previziune. Să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Acum, proiectele astea au vizat mai mult indicatorii tehnico-economici și de asta și rectificarea s-a făcut ca să putem face plata către cei care s-au făcut treaba pentru adizii, pentru consultant și pentru documentațiile tehnice cadastrale. Și noi sperăm că dacă avem toate astea și suntem bine puși la punct, pentru școală și grădinițe, deci pentru restaurare și construcții grădinițe, suntem puși la punct, putem să mergem cu ele la București. Mai avem o săptămână de, la alimentare cu apă, e și mai, o lucrare mai amplă, mai greoaie, cu ridicări care trebuie puse la punct, cu aprobări de la drumuri și de la... Cel puțin noi așa la drumul național, probabil o să fie mai ușor. Avem o problemă la drumul agricol de la Iași, încă nu ne putem lipi. Încă nu ne putem lipi de asfalt, pentru că drumurile naționale au trimis pentru mesele competența lor la drumul europenii, deci la București. Și o să fie de durată, dar sperăm să ne încheiem Da, domnule, dar este vorba ca să finalizăm, pentru că cei de la AFIR când vin, eu trebuie să dau lucrarea terminată, inclusiv lipirea de acolo. Pentru că proiectul meu prevede ca să-mi fac și a lipirea pe drumul european. Eu vreau să spun că cu banii care s-au alocat pentru cultii, dacă mai sunt bani necheltuiți, ci biserici n-au luat niciun leu din banii ăia, că, da, e vorba așa de gardul de la Iaz, că știți că n-am făcut un pic de acolo de curățenii la, și am dat un pic cu vari la biserică, ați promis acolo la oameni că până la ham faceți gardul. Noi n-am promis nimic. Așa am înțeles de la lume. Eu n-am promis nimic, dacă nu știu dacă ați văzut, eu nu promis nimic la nimeni, decât iau cunoștință de ceea ce vreau să facem. Urmărim să facem un proiect și să achiziționăm prin SEAP lucrările care se fac numai prin SEAP se pot face și nu promis. Dar îmi iau angajamentul că fac și o să vedeți că și la Iaz o să facem gardul, pentru că să vă spun de ce. Dacă la doamna Anica, la biserica
catolic, romano-catolică de la Petricica, a fost o lucrare mai simplă, a fost numai de termopane și ce a fost acolo. Da, s-a făcut achiziția, au venit omul, măsurat și a făcut. Noi acum ce trebuie să facem? Noi am avut o lucrare la Rechitiș, care nu a fost în totalitate achitată de anul de 2016. Suntem în 2017. Tocmai datorită faptului că noi am alocat banii pe semestri, da? Și noi trebuie să-i cheltuim pe semestri. Când deci, ca să înțelegem clar, majoritatea banilor s-au dus pe lucrări neachitate la Rechitiș, care au rămas de anul trecut, și ce mai rămas sunt... Și ce o să mai rămână? O să facem gardul de la IAS. Da. Pentru că asta sunt bani. Am achitat la doamna Anica o investiție acolo pentru termopane de vreo 6.200 de lei. Domnul primar, la... îmi permiteți un pic. Să nu mai ținem oamenii să mă divieți. Nu punem la următoare. Legat de biserica de la Rechitiș, am o mare dezamăgire că s-au acoperit și am înțeles că și plouă în biserică. Acum nu știu pe unde plouă și cum plouă. Da, dar după aia discutați, aia se diverse, nu? Așa trecem noi. Suntem la diverse. Cel mai bine, dacă dumneavoastră ați auzit că plouă, să vă auziți acolo să vedeți. Într-adevăr, la lucrările care s-au făcut în decursul timpului, undeva sus, unde s-au făcut legăturile alea între ei, nu e supus să zgheapule. Dar zgheapule sunt puse tot acolo și nu există nicio problemă. Adică la coabe. Da, deci a fost o problemă. A fost o problemă, da. Dar nu ne-a fost rezolvat. Ei sunt acum... Biserica este la stadiu de pictură, îi cu iluminatul, pentru că s-a plătit iluminatul și stratul care s-a făcut din cuiala pentru pictură, că se face cu câlț, nu știu ce, este o tehnologie care trebuie să o respecte. Acum, domnii, ce au făcut? Părintele am înțeles că vrea să bea cu adeziv, ca să facă să nu-și bea cu. Dar este un lucru bun, ca să vadă lucrurile care se face, ca să... Da. Supunem la vot materialele care s-au... Sau Televizat. Televizat aici. Nu știu ce. Ce-a fost.